Polițiștii specializați în investigarea infracțiunilor economice din Gorj au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În urmă cu două săptămâni au fost desfășurate mai multe percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală, iar ieri au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 31 de ani din comuna Grajduri, județul Iași. Acesta este bănuit că a întocmit mai multe facturi fiscale cu ajutorul cărora a creat un prejudiciu de cel puțin 2,5 milioane de lei. El este acuzat de complicitate la evaziune fiscală. Din cercetările efectuate de polițiști, are ieșit faptul că în perioada 2011-2015, cel în cauză ar fi efectuat operațiuni fiscale nereale, simulând achiziții de materiale de deșeuri feroase și neferoase de la o societate comercială din municipiul Târgu Jiu. Prejudiciul cauzat în această activitate infracțională este de aproximativ 2,5 milioane de lei. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că în perioada 2011-2015 cel în cauză ar fi întocmit în fals în numele unei societăți comerciale din județul Iași facturi fiscale care ar fi atestat operațiuni comerciale nereale simulând livrări de deșeuri metalice către o altă societate comercială din municipiul Târgu Jiu. Suspectul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, urmând ca astăzi să fie adus în fața magistraților cu propuneri legale.